Ai participat la un concurs din ăsta de talente, se numea X-Factor. O, Doamne, Tu mi-ai adus mângâierea, O, Doamne, Tu pașii mei ai purtat. Aici am venit la 19 ani în București și la 20 de ani am dat o probă pentru a intra într-o formație și de aici a început... A a început nebunia, să zicem, că a fost o întreagă nebunie. Dacă pacea lin se lasă peste fire în ceas de seară. Am avut foarte multe concerte, am avut apariții TV, cu o formație care era destul de cunoscută în perioada respectivă, și da, cântați muzică ușoară și muzică etno. nu? Da, era în categoria formațiilor de muzică etno, dar noi abordam mult mai multe stiluri. Ca un setos de pe după tine, eu suspin. Ai dat autografe, nu? că oamenii veneau, că am trăit în perioada... Au făcut oamenii poze cu tine? Da, da, da. Care a fost reacția alor tăi? Înțeleg că aveți o relație apropiată. Când ei au auzit de schimbarea asta spirituală, în domeniul ăsta spiritual, religios, pe care tu ai făcut-o? Au primit lucrurile cu brațele deschise sau au fost frământări? Yeah, nu au fost frământări, au fost furtuni. Eu nu prea mai am lacrimi pentru că au fost mulți ani cu lacrimi. Dragii mei, mă bucur să vă revăd, mă bucur că ați ales să fiți din nou alături de canalul de YouTube Autentic. Sunt încântat să pot interacționa cu fiecare dintre dumneavoastră, ori de câte ori ne trimiteți mesaje, lăsați comentarii sau alegeți să-mi scrieți chiar în privat. Unii dintre dumneavoastră m-ați căutat și mi-ați scris pe rețelele sociale și asta mă încântă foarte mult. Ba vreau să vă spun că am avut o surpriză din partea cuiva care a făcut rost de numărul meu de telefon și m-a sunat spunându-mi că se roagă pentru mine. Nu mi s-a întâmplat asta niciodată până în momentul de față și cred că ceea ce creăm noi aici la autentic este cu adevărat revelator, atât pentru noi cei care realizăm asta, cât și pentru dumneavoastră cei care ne urmăriți. În ocazia aceasta am alături de mine o persoană pe care am reușit să o cunosc așa puțin, dar pe care sper să o descos în ocazia asta, astfel încât să aflu cât mai multe detalii, mai ales despre schimbările care au avut loc în viața ei. Dar până atunci, vă mulțumesc din toată inima pentru că ați dat un like, un subscribe, că ați comentat și că ați făcut în așa fel încât comunitatea noastră autentic să crească și să devină ceea ce este astăzi. Ba mai mult, am așa o perspectivă foarte frumoasă despre ceea ce se va întâmpla cu acest canal de YouTube. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, mă întorc la cea care în ocazia asta mi este invitată și îi spun bun venit, Roxana Zanfirei. Bine te-am găsit și bine v-am găsit. Ce faci, Roxana? Bine. Bine, bine? Emoții? Da, mă încerc așa puțin câteva emoții, dar Vedem pe parcurs, cred că o să uite. Sigur, așa se întâmplă aici la autentic, suntem naturali, povestim, vorbim mai ales despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, pentru noi da. toți, așa că în momentul în care Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, toate celelalte dispar. Roxana! Am o primă provocare pentru tine. Intru deja în pâine, nu mai tragem de timp. 20 de secunde. Mi-ai zis că ai urmărit podcastul și că asta ți-a atras cumva atenția. Așa că vreau să văd dacă te vei încadra în 20 de secunde. Ce crezi tu că este important să știm noi despre Roxana Azanfirei? Am dat start. Sunt un om care pur și simplu se caută. Caută să găsească esența a ceea ce este ca ființă. Mai aveai un copil al lui Dumnezeu și caută să împlinească ceea ce este după chipul și asemănarea lui. Uite că s-au terminat secundele, până la urmă te-ai încadrat în ele. Mi-ai spus că ești un căutător în definitiv. Ce înseamnă asta? Și de ce după Dumnezeu? Pentru că na, la vârsta la care ne aflăm noi, vrem să facem mai multe lucruri în viața asta și parcă energiile noastre se canalizează spre zonele astea profesionale, de activitate, nu știu, bă, spre familie, spre job, spre abarna multe, călătorii și așa mai departe. De ce după Dumnezeu? Așa este, dar în, cred că înainte de toate acestea avem o sursă. Și cred că e important să descoperim această sursă și înainte de orice să ne conectăm la ea. Știi cum e? Priza? Cum? Adevărat, trebuie nu? să, adică... să punem acolo ceva la, la, la sursa energiei. Până la urmă. Și după cum scrie și în Biblie, nu? Căutați mai întâi împărăția cerurilor. A, te rog să mă ajuți că eu încă nu te reușesc ajut? să... ajut, sigur, cum să N-am reușit să memorez, dar le am în minte și cred că dacă noi căutăm cu adevărat sursa și ceea ce suntem noi ca esență, după cum am și spus, atunci cred că vom ști cum să facem mai bine și potrivit pentru noi și profesional și în familie, în relații, din toate punctele de vedere. Adică... Ele se vor așeza e, dacă la avem ca sursă principală pe Dumnezeu. Eu asta am experimentat și da, în asta cred. Um, pentru că până atunci aș putea spune că umblăm așa un pic orbi. Deși credem că noi știm și vedem bine. Făceai tu referire la versetul acela în care Mântuitorul zice căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și tu spui că ai început în zona asta cu căutările. Când te-ai preocupat o așa despre al l găsi pe Dumnezeu? Inconștient de mică. Uh nu știu dacă în ce familie, dar cred că ca și în majoritatea familiilor, familiilor mergând clasic la biserică, adică eu consider că am trecut prin mai multe etape. Mersul clasic la biserică, participat la slujbă, eu fiind ortodoxă, crescută, născută în familie ortodoxă. Și de la un moment dat am început. Bine, acum povestea e lungă. Zimlă <laughs> că avem, e lungă timp. Și... avem timp aici la Autentic, nu ne zorește nimeni. Da, în perioada copilăriei am mers clasic, am participat la slujbe, pomeni, popat de icoane și toate cele. Iar după ce, de fapt anul după ce, că ideea nu știu, simt că din totdeauna am avut o anumită conexiune. Se Înainte datorează de... cuiva conexiunea asta? Sau pur și simplu din ființa ta așa de când erai cred mică? Cred că din ceea ce e sădit în noi în fiecare, dar acum... Fiecăruia dintre noi i s-a dat Corect. o menire. Așa este. I s-a dat ceva. Și se manifestă diferit la fiecare. Și -a, a, ai fost, așa cumva, atrasă de mediul ăsta religios, dincă din copilărie? Aveai, te rugai la Dumnezeu? Nu aveai știu o practică dacă în privința lui? Am fost atrasă. Am mers pentru că se mergea. A fost ceva transmis, să spunem. Am făcut așa cum am văzut la un moment dat, dar evenimentele din viața mea m-au făcut să creez o conexiune directă cu Dumnezeu, adică am să... a rugat concret, a mm -hmm. vorbit concret cu el, a experimenta acea voce interioară, da, când o aud să fac conform vocii. Am testat dacă nu aud care este rezultatul <gătă> și am început să o fac destul de mică. Spunei despre niște evenimente care s-au întâmplat în copilăria ta și te-au dus spre asta? Nu, doar în copilărie, în general, în toți în toată viața mea de până acum. Da, dar am început. De a fost imire. ceva care a rămas acolo în, în mintea ta? Uite, ăsta a fost cumva un macaz pentru care mă gândesc că. Nu în... neapărat doar un singur, pur și simplu, începând de acasă, din familie, apoi în relația de cuplu am experimentat destul de mică pierderea partenerului și de aici consider că am avut niște lecții importante. Pierderea partenerului înseamnă uh, pierderea relației sau s-a întâmplat ceva? Nu, la modul că Am a... murit? Da. Și s-a întâmplat destul de devreme. Adică am învățat niște lecții puternice, zic eu, de mic. Ce vârstă aveți? Eu, 17 spre 18 și... El 18. Și ce s-a întâmplat? Sinceră să fiu, nici în momentul de față nu se știe concret. Faceam un sport, mi s-a găsit o substanță necunoscută și cam atât. Concret nu se știe. Și, și tu cum ai reacționat în momentul ăla? Ei, având în vedere că în momentul respectiv părinții erau plecați în străinătate, am. Eu sunt din Piatra Neamț, el era din alt oraș și am fost acolo. În momentul în care am intrat cu mama în... El era deja intubat și în momentul în care am intrat cu mama în salon, asta ne s-a spus mai târziu, că s-au văzut niște mișcări pe aparatul respectiv, Aparat. nu scapă cuvântul așa și chiar am, am întrebat doctorul pe cineva din orul de cine suntem, că S-a întâmplat ceva când s-a auzit vocea. Da. Oricum, eu sunt, sunt mai multe. Da, și părinții mă sunau, mă întrebau ce să facă, cum, cum e, ce să facă. Nu prea li s-a spus inițial. Părinții lui? Da, cum e situația și a fost destul de repede. De repede în spital, până la spital... Doar stăte de rău, stări de bine, stăte de rău, stări de bine. Tu erai cu el atunci când s-a întâmplat asta? Nu, eu eram. sau el era pe teren sau în locul respectiv la sport. Nu, Făcea sport? Nu, că nu s-a întâmplat în sala de sport. A fost o perioadă de o săptămână în care, adică după ce a plecat de la mine că fusese ziua mea, următoarea săptămână a fost zile în care se simțea rău, apoi se simțea bine, se simțea rău, se simțea bine. Fapt care a dus și la a gândit, dacă cineva a gândit să-i facă ceva. Da. Wow. Și da a fost un caz mediatizat. Că, nu e, da. Da, n-a fost obișnuit. Adică nu intra în obișnuit ce vorbesc eu. Adică a fost ceva puțin altfel da. în perioada respectivă și de aceea a fost preluat cumva și mediatizat. Și până la urmă a existat vreo. Nu, s-au făcut anchete, dar nu. S-a clarificat. clarificat, clarificat nimic. Nu. Și după și... pierderea lui, pentru tine, cum a fost? Păi, gândește de la 17 ani, deși poate pentru adulți poate pare. O, ce o, o, o relație da, adolescentină? Eu, hai să zicem, eu acum consider că înțeleg de ce am fost într-un anume fel de mică. Eu mă consider copilul copilul adult, cam așa am fost s-au maturizat mai de vreme Scus, de... E singură la părinți? Da. Da, dar uh, au fost lucruri profunde și intense. Adică noi ne scriam scrisori și având în vedere că își făcea sportul respectiv culturism, adică vorbeam foarte mult pe partea de ce iau, diverse substanțe, uh -huh. prafuri și vorbeam foarte mult pe partea Suplimente asta. Adică, din astea. Da, adică în momentul în care s-a întâmplat respectiv eveniment și au început să se facă anchete și așa mai departe și normal că părinții au vrut să afle ce și cum, au găsit și scrisorile noastre, au citit, adică au observat că cineva avea grijă de el și da, oricum eu am fost singura care a și scris ultimele cuvinte. Și e adevărat că Aparent părea că vorbea în dodii atunci când a venit la mine de ziua mea, dar dacă omul simte atunci când urmează să plece, nu știu, dar se pare că... că da. Îți mai amintești cuvintele pe care ți le-a scris? Da, că așa cum m-a iubit pe pământ, așa mă va iubi și în cer. De aceea... Nu știu, mă gândesc că Poate se simte atunci când urmează să pleci de pe Pământ. Da. A, emoțiile a fost la noi aici una... sunt prezente. Da, eu nu prea mai am lacri pentru că au fost mulți ani cu lacrimi și cu aceste evenimente și cu multe altele. Dar a fost un moment din care, în primul rând, am învățat că viața E așa. Și. A de un Nu. Nu știu dacă poate fi ceva atât de rău încât să păstrezi ură, mânie, să rămâi certat cu o persoană sau o persoană apropiată. Că mai știi cum e în relațiile de cuplu, mai sunt orgoliile care. Da, și cred că pentru 17 ani e o lecție. Mare mare. Și profundă și, pe de altă parte, foarte dureroasă. Da, dar cred că toate evenimentele din viața mea au un scop care, la un moment dat, prin lucrurile și prin lecțiile pe care le-am învățat, vor ajuta și pe alții. Și se întâmplă Spune lucruri în acest sens. Copilăria ta cum a fost? Copilul mea a fost, mulțumesc lui Dumnezeu, a fost cu joacă, a fost cu acele grupuri în care ieșeam și făceam tot felul și râdeam și glumeam și băteam mingea și la țară, Eu am stat în oraș, dar am fost și la țară și ne întâlneam în vacan vacanțe și accentuez asta pentru că văd generațiile de acum, nu știu dacă e bine sau rău, e fix așa cum este, dar... Chiar am trăit acea bucurie, știi, ca în poveștile lui Ion Creangă Și acum, când se mai difuzează filmul, mă uit cu drag, indiferent de. Și te regăsești. Cât. Da, pentru că au fost chiar acei ani de copilărie în care am râs, ne-am jucat, știi, la, Nu, sau. Știu, e, la țară. Știi, eu da. la țară am copilărit, la țară am crescut. Da, e. A, cel puțin pe partea asta de. Cu bunicii? Bunicii, eram foarte mică atunci când mergeam la țară și am prins-o doar pe bunica din partea tatălui, în schimb bunicii din partea mamei au stat la oraș, la, la țară acolo Ce ai învățat tu din, din copilăria ta din, în casa părintească? Cu ce ai rămas de acolo? de acasă. Tocmai pentru faptul că, da, sunt multe care s-au întâmplat și în familia mea, nu neapărat lucruri ușoare pentru un copil, de aceea eu mă gândesc la anumite evenimente, dar cred că din familie pleacă totul. În momentul ăsta, relația cu ai tăi cum este? Este foarte bună, având în vedere că sunt și ei acum venit în București, foarte bună. Mă rog, cu acele clinciuri de rigoare între generații, dar mă bucur pentru ei, pentru că trăiesc o perioadă foarte frumoasă, cum le spun eu acum, ca doi porumbei. <laughs> <laughs> și mă bucur pentru ei că s-au așezat frumos. Ai fost mai apropiată de mama sau de tată? Cred că de tata. Da, cum Pentru îți că eu cu asta? el uh, și cu muzica, eu repetam cu el când eram mică, erau casetofoanele uh -huh. știi, și puneam casetele și repetam cu el uh, făceam diverse, nu știu de ce m avut impresia că tata și-a dorit băiat și atunci <laughs> el când <laughs> repara la bicicletă sau ceva mă băgam și eu în astfel de treburi dar mi și plăcea da cu el făceam diverse jocuri nu, cu tata cred că, da, da. Cum îți explici tu că Fetele sunt mai apropiate de tați și băieții de mame, că e un paradox totuși, nu? Nu știu dacă e un paradox, că din punct de vedere psihologic Așa se întâmplă da. niște lucruri. Încă nu le gestionez foarte bine și nu vreau să vorbesc despre ele, dar nu, nu, nu e un paradox. Nu? Nu. nu, sunt, nu, nu e, nu se e, e atrag, un paradox. nu? nu e și, la, și în viața adultă se resimt foarte bine. Cum îi cheamă părinții pe mama la și pe Tata Gheorghe. Mm, frumos. Da. Dar asta nu înseamnă că n-am avut o relație și cu mama. Bine, pe alte planuri să zicem că am avut cu mama, pe tata pe partea creativă, pe partea de joacă și. De răsfăț, așa? Sau nu neapărat? Uite eu eu nu prea m-am simțit răsfățată nu? cel puțin asta a fost interpretarea mea de atunci ca și copil dar nu m-am simțit răsfățată față de ce mai vedeam eu așa prin stânga și prin dreapta nu acum știi cum e sunt generații care cred că nu au știu cum să-și exprime dragostea da de sentimentele, de copii, da Sau cel puțin nu au știut așa Cum poate ne-am fi dorit noi ca și copii Sau acum să vorbesc concret de mine Eu ca și copil în anumite momente A, Au fost da, mai duri, așa, părinții? Nu, nu, nu au fost duri Dar da, ce te-ai fi asta așteptat? E... Uite că poate ne ascultă cineva acum dintre copii Sau adolescenți și poate că au și ei Poate s-ar regăsi păi ce, așteptare da, asta aveai se tu? Vede... ce așteptare aveai tu? Nu știu, să zicem la 12 ani 15 ani din partea părinților și ai rămas tu așa cu o frământare mă, uite, mă, aș fi dorit să mi cumpere habar n-am, nu știu ce haine sau uh, să meargă cu mine la Paris sau, eu știu, uh. și uite că n-au făcut lucrul ăsta. E, nu așa, oh. că facem noi viața nu <laughs> știi cum e. E vorba de partea asta afectivă ah, în okay. primul rând, de partea de latura asta. Adică nu te-au strâns în brațe, nu te-au apreciat atât Hai să adică zicem trebuie... că mama cel puțin pe partea asta întotdeauna acum, mai degrabă acum e mai afectoasă, dar când era mică așa era ea, știi cum e. Când nu primești tu la rândul tău, nu e prea greu e, să dai. Dar nu știi cum. Nu știi Ideea corect, este că nu corect, știi cum. corect. Nu știi cum să vorbești în anumite situații, nu știi dacă, sau încă nu știi dacă să îmbrățișezi, nu știi, nu. Nu e natural, nu vine, natural, nu vine, nu vine natural, din tine. Da, sau, sau ai rețineri. Pur și simplu există reținerea de a te manifesta. Și de aceea spun că sunt generații care, cred, nu știu cum a fost la tine cu părinții tăi. Și ai mei la fel, mă dar regăsesc dar ce povestești tu. E ceva ce se vede la noi adulții de acum. Adică noi acum cred că trăim o perioadă în care învățăm cu adevărat cine vrea să învețe, să observe și să învețe cum este el ca om și cum să se manifeste, cum să comunice, cum să exprime iubirea. Că până la urmă, urme, cum e? Iubirea e, ce da, scrie e totul. Fără iubire nu, suntem e niște chimpale zegonitoare. Legii, nu? Categoric așa este. Dar avem de învățat iubirea se învață și dacă luăm definiția din Biblie oh, deci dacă luăm definiția din Biblie din... mie îmi place foarte mult Noul Testament și dacă am, dacă ne-am pune la treabă cum s-ar zice avem mult de lucrat cu noi da, dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos ce a făcut el din iubire a fost gata să facă cel mai mare sacrificiu din dragoste. Este enorm lucrul ăsta și dacă s-ar regăsi și noi, adică să putem să oferim celuilalt și să-l punem pe celălalt pe primul plan și să învățăm ce înseamnă lucrurile astea, cred că lumea ar arăta total diferit. Da, și hai să nu ne gândim neapărat la lume, să ne gândim măcar la cei din jurul nostru, la apropiați, la familie, la... Sună, sună atât de frumos și de ușor. <laughs> Dar e atât de greu de pus în Dar... practică. <laughs> Greu până încep să faci mici pași, pentru că suntem obișnuiți cu anumite tipare, anumite programe și când ajungem să deschidem ochii și să ciulim bine urechile și să ne observăm, putem să înțelegem de ce în anumite situații avem anumite comportamente, de ce avem anumite reacții, de ce avem anumite frici, de ce avem anumite stări. Și atunci când începem să ne uităm la noi, să căutăm în interiorul nostru, Ceea ce pare greu, știi că are un sens și că rezultatul merită. spune la un moment dat despre muzică. Stăteai la casetofon cu tata da, și da. Îi repetai. Ce înseamnă pentru tine muzica? Păi, muzica e parte din mine. Eu nu, nu știu cum să exprim pentru că asta fac clișeii de mică. Dar chiar asta... Te-au dus Asta ai tăi la școala de, de, de muzică? De nu, nu? nu, 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 eu în general am avut inițiative cum era nu școală de artă, îmi scap acum școală Școala de populară artă de... A, așa, cum erau școli populare de artă auzeam mergeam A, luai tu inițiativa, nu stăteai da, ai, uh... eu am fost de mică n-ai stat după fusta mamei no, să se nu, se nu, 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 nu. și deși Asta e foarte bine, dar la un moment dat a duce și la un, cons și la un consum, dar, dar a fost bine că am fost așa. Pentru că mi-am oferit posibilitate, mi-am oferit, eu zic că mi-am oferit, dar cred că a fost un traseu bine definit. Te-ai apucat să cânti și ai, ai zis ceva de sport. Mă rog, ai făcut muzică și sport? Sport. Era Activită în sportil. contextul că... Luam inițiative eu singură de a merge să fac. Dar am făcut volei, dar puțin, că eram mică. Uh -huh. da. Uh, și da. cu muzica ai de -a continuat. De muzică a, a continuat fost și a... mersul tău, de fapt. Din... Eu am continuat și a continuat <laughs> cu mine. Din toate punctele de vedere. <laughs> da, uh, muzica a devenit... Cantos sau ce ai făcut? Sau bă, instrument? Uh, la liceu, când am dat la liceu de muzică, am... Am făcut canto clasic, dar eu vreau să fac muzică ușoară, muzică. Nu exista secțiunea de muzică ușoară. S-a înființat secțiunea de folclor, canto. Că... Nici asta nu știu dacă era atunci. Și am făcut canto clasic. Eu când am dat probă, profesoara de canto clasic mi-a spus tu asta să faci, că vocea ta e bună pentru asta. Eu canto clasic. <laughs> Îmi plăcea, <laughs> dar nu, nu știu. Ce nu muzica cu muzica ușoară și... Da, pentru că nu s-a atunci nu exista această secțiune, am făcut canto popular, dar mi și plăcea, n-am făcut doar hai să fac. Te-ai regăsit în zona asta? Mi-a plăcut, da. da. Acolo am în Piatra Neamț? Da, da, la Liceu Victor Brauner. Frumos. Ți-a da. plăcut perioada la adolescenței? Da, a fost o etapă frumoasă. A, muzica la ce vârstă ai început să faci? Îți mai amintești? începând de la grădinița că mă ah, puneau okay. educatoarele, că făceam diverse scenete și mă puneau să cânt. Dar așa și... într un mod uh, profesionist cumva, adică la școala populară de artă te-ai dus de la șapte ani sau uh, puțin mai târziu? mai Nu, nu mai știu, știu doar să spun că primii pași au primii pași uh, da, hai să spunem că de la, din școala generală, nu mai știu exact clasa, cred că era în clasa 8-a s-a organizat un concurs, era de 8 martie, și am participat cu o colegă de-a mea, am compus o piesă și am participat la concurs, am câștigat. Oh, și cam de acolo a pornit uh, drumul acesta de a face formație. A, da. Ați compus voi și versurile da, și da, muzica? Da, da. da, da. Și, și Ne-a acompaniat ești? un băiat la chitară. Ah, bai. Acum, în timp ce vorbesc, nu mi-am dar <laughs> vedem pe parcurs, trebuie să stau să mă gândesc. Au da, trecut mulți ani și. A, ah, păi ți-a avut așa am, un parcurs interesant. Da, și de acolo doamna dirigintă ne-a dus la un profesor și am format o trupă, și cam de acolo să zicem că a început. Ați cântat și la balul Bobocilor da, la. Da, 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 da. Păi eram și... una dintre formațiile orașului în acea perioadă. Ce să fiți invitați prin diferite da, locuri am făcut să piese, Da, am făcut Ați piese, am făcut câteva piese Ați înregistrat da. uh, da, uh, da, da. CD-uri pe vremea aia? Nu, sau? nu am înregistrat CD-uri, că nu am avut atât de multe okay. piese Dar am făcut câteva piese și mergeam la canter. Tu da. uh, co uh, compuneai și versuri Da, tu? da, și da, da, păi eu mergeam pe stradă, îmi veneau idei de că era muzică sau că era vers O sunat pe colega mea, pe care Toroxana o... o cheamă și hai, uite, asta e piesa. și traseul tău a mers mai departe în zona, de, în zona muzicală. ba uh, mai mult știu că la un moment dat a devenit și o parte de profesie pentru tine, adică ai reușit să câștigi niște bani de pe urma lucrului ăstui. Cum a fost uh, direcția asta? După ce am terminat liceul, Bine, dar și, liceu, și în perioada liceului am avut uh, evenimente pentru că mergem pe partea populară, am participat și la concursuri. Când ai muzică populară, să înțeleg. Și populară. Să, populară și populară. Și populară. Eu oricum eram axată pe muzică ușoară. Făceam cantul popular pentru că aceasta acolo era secția. Semn, da, da, dar noi oricum eram cu formație și țin minte și acum în primul an de liceu când am intrat uh, cu a mea colegă în clasă Mulți colegi se uitau așa la noi. auitele uitele și știu cum. Da, și noi ne simțeam așa un pic strânjeneți pentru că ei deja erau. Eu nu știam că puteai să mergi la liceu de muzică, nu știu dintr-a. Tu a doua, habar n-aveam, nu Era colegiu, cumva, adică puteai să mergi de mic de Da, iar noi nu știam. Nu știam asta. Și îți dai seama că noi nu aveam practic studii muzicale. Eu, adică și eu și colega mea am făcut ore de teorie muzicală și așa mai departe, pentru a da examenul să intrați la liceu, de admitere. Da, da. Noi până atunci nu făcusem studii. Și, nu. Ne-am simțit luate așa <laughs> un pic pe sus. <laughs> Dar nu noștri colegi. Da, a fost interesant. Da, mi-aduc acum, mi-aduc și acum aminte cântat. Ce vrei să faci? muzică, merg la liceu de muzică, tata era cu matematică, nu, dacă vrei, matematică și informatică, te duci tu acolo, eu vreau muzică și apoi în primul an eu și a mea colegă am fost, doamne, mai vrem muzică? Revenind la întrebarea mea, voi ați început să faceți, uh, să, să cântați, să cânți, mă rog, să intri într-o formație cunoscută mai târziu sau în perioada liceului? Uh, când a fost uh, Bumul din punct am, de vedere profesional pentru tine din zona asta muzical. Când am venit la București, am ales ca pretext să vin la București să fac facultatea, dar în mintea mea era ideea de a cânta. Toată lumea spunea că în București, în București da, se bate ceasul. Dar <laughs> sunt, pentru sunt toate. șanse mai mari. Și adevărul e că ai avut o oportunitate la capitolul ăsta. Dacă stau bine și mă gândesc, da, pentru că am venit la 19 ani în București și la 20 de ani am dat o probă pentru a intra într-o formație și de aici a început a început nebunia, să zicem, că a fost o întreagă nebunie. Și cu bine și cu diverse întâmplări. Dar da, din punct de vedere mai. profesional... Știi cum îmi numesc eu etapa asta a muzicii? Pentru mine a fost ca și o căutare de sine. Știi, în Aleodor împărat, drumul inițiatic, e fix așa consider că a fost pentru mine tot acest parcurs al muzicii, care a fost așa, știi, cu furtună, <laughs> cu furtună și ploi, dar consider că m-am dezvoltat eu ca om. Da, zici furtună, ploi, soare deloc? Ba în da, acesta. a fost și soare, dar știi cum e... mintea e tată să gândească în primul rând pe... Da, aveți concerte? Pe da, aveați, da, au fost foarte avut multe contracte. concerte. Da, eu am avut un contract de 5 ani uh, și am avut foarte multe concerte, am avut apariții TV... Cu o formație care era destul de cunoscută în perioada respectivă și da, cântați muzică ușoară și pe muzică etno, nu? Da, era în categoria formațiilor de muzică etno, dar noi abordam mult mai multe stiluri. Uh, și a fost uh, formația asta compusă din câte persoane? Tu uh, și? Nu, prima dată a fost o persoană. Eu am ajuns în formula de trei persoane. După care, la un moment dat, am rămas două. Cum arată și lumea tot asta? Și tot cu Tot cu Roxana. Tot cu Cum arată lumea asta a showbizului? Ce ai învățat tu de aici? Ce ai văzut? Cum e în spatele camerelor? Na, că dacă ne uităm uh, noi la televizor sau dacă vedem o, diferite persoane cu darul ăsta muzical și nu pătrundem la ele, ni se pare că sunt, și pentru mulți, sunt niște modele în tot ceea ce fac toate da. aparițiile și de la cum se îmbracă până la cum arată, se machiază, deschid gura. Sunt modele pentru mulți adolescenți. Da. <laughs> dacă mă întreb din perspectiva adultului de acum, lucrurile stau altfel. Dacă ar fi să vorbesc din perspectiva adolescentei, dacă eram adolescentă, uh, da, lucrurile sunt un pic diferite. La 20 de ani, având ocazia să apar la televizor, să merg la concerte, a fost acel sentiment de ești pe scenă, ești văzut, ești aplaudat, deși n-am simțit niciodată acel sentiment eu sunt pe scenă, ia uite cine sunt, vedetă, cum era folosit cuvântul. Dar deși, ok, am fost într-o formație cunoscută în acea perioadă cu atât mai mult pe, această, pe acest segment de etno, dar nu am considerat că ce vedetă sunt. Chiar nu am avut sentimentul ăsta. Am trăit o perioadă că mi-a plăcut, da, ești pe scenă și hai să fim serioși, că e, da. e plăcut sentimentul. Este o recunoaștere dar, a darului, a talentului și a investiției pe care ai făcut-o, în definitiv. Da, dar eu am observat la mine că nu eu eu și cu acea atitudine și hai să dăm autografe pentru că eu. Nu Ai dat nu, autografe, adică, nu? Băi, dacă oamenii veneau, că am trăit în perioada... Au făcut oamenii poze cu tine? Da, da, da. da. A -a, ai primit scrisori frumoase. din partea fanilor? Nu știu, mă, uh, mesaje? Scrisori, nu, dar a fost cineva la un moment dat care m-a urmărit ani. Ani oh. și chiar pot să spun... C și până acum ceva timp. Și nu, nu a fost un sentiment foarte plăcut la modul că a aflat adresa de acasă, um, mi-a trimis scrisarea acasă. Era un fan acasă. din ăsta obsedat? Nu știu dacă a fan. A adică abțeles. nu știu dacă fan, dar da, nu a fost un sentiment plăcut să te simți așa urmărit. E, concertele pe care le susțineați au fost și în țară și în străinătate? Da, au fost, și a avut în țară, turnee, peste multe turnee. Și în străinătate. Da, Câștigai bani din muzică? Păi, eram remunerați pentru asta. Da, bine, da. adică era un câștig bine, bun. Bine. Pentru 20 de ani, și plecând din provincie, să zic, deși poate că n-ar trebui să fac diferența asta. diferența asta. Dar pentru 20 de ani, da, adică la un moment dat, în, nu mai știu exact în cât timp. Străsesem, străsesem o sumă frumoasă pentru vârsta mea, dar nu te gândi că era foarte mult, așa am perceput-o eu atunci, Categoric. dar oricum aveam plan, că vreau să-mi plătesc singură facultatea, să-mi iau o mașină, să să mă întrețin singur, adică... Ceea ce erau mari a... realizări pentru vârsta respectivă da. și înseamnă... A, aparițiile la televizor erau a, remunerate sau pur și simplu este o chestiune de promovare? Aparițiile material. la televizor, în primul rând erau pentru promovare. Foarte puține au fost emisiunile unde am fost remunerați. Anumite emisiuni, dar în general erau pentru promovare. Nu mai știu acum ce se întâmplă, că da, oricum s-au schimbat, oricum schimbat și foarte multe lucruri, dar în primul rând erau pentru promovare. Putem să ancorăm puțin în timp perioada în care ai fost tu în văzul reflectoarelor, în contractul ăsta? Adică în ce perioadă se întâmplă asta? Păi avem 20 de ani și am stat 5 ani. Vorbim de mm. anii 2007-2008 pe acolo? Calculează-te. <răză> <-o. răză -t -o> Lăsați-mă <răză -t -o> pe mine în partea asta. De de vorbim de uma. anii 2007-2010 2011 da, da, pe da, aici. Da, 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 da. Okay. Da. De ce ai pus stop uh, colaborării cu formația respectivă și ai spus nu mai vreau să mai mergem mai departe? Sau a fost decizia ta sau altcuiva? A fost decizia mea, clar a fost decizia mea. Nu m-am mai regăsit. Nu m-am mai regăsit Eu ca și om, ca și caracter am considerat că e cazul să merg într-o altă etapă. Și nu ți-a fost greu să zici gata? Sau a fost o perioadă de tampon? A fost greu cumva care... pentru că mi-am dorit foarte mult să închei. Eu. Bine că la 24 de ani, 25 pot să mai spun că ești mică, dar eram omul care să își pregătească toate lucrurile într-o ordine. Dar atunci a fost momentul în care am, am vrut pur și simplu să închei, fără a mai avea ceva pregătit din punct de vedere profesional pur și simplu am zis că închei și mai departe văd ce și cum și a fost o etapă destul de grea pentru că și a fost etapa în care m-am gândit bun eu fac muzică și ce fac? Ce fac acum? Deși sunt omul care învață foarte repede și consider că mi-a dat Dumnezeu multe calități, adică mă adaptez foarte bine, foarte multe lucruri și pe partea de organizare învăț repede dar omul vrea pata la mama. nu e suficient să-i spui știi, eu pot să învăț, eu vreau să învăț și a fost momentul în care m-am gândit, eu mai vreau să fac asta la un moment dat m-am gândit dacă asta e ceea ce vreau să fac și am început să cânt în restaurante bine, am cântat în multe restaurante am fost invitată la o nuntă acolo a fost un solist, m-a văzut, m-a întrebat și am accesat și această zonă. Ai mers mai la, la multe evenimente? Până la evenimente a fost o cale mă mai pare. lungă, adică... Până să ai propriile tale contracte, zici. A fost o cale mult mai lungă, da, au trecut, cred că, vreo 2 ani, 3 ani, dar mă refer, a avea contracte într-un mod constant. Așa am cântat, cântam pe 50 de lei, un mm. milion pe seară, Adică eram la modul, hai să să plătim facturile. Oamenilor cărora la un moment dat le este dat să ajute alți oameni, trec prin încercări. Categoric. Și atunci eu le spun de ceva timp liniștea de după furtună. Deși e invers. Oamenii <laughs> zic invers, dar eu zic liniștea de după furtună. Pentru că treci, treci prin niște evenimente, cazi, te ridici, cazi, te ridici. Și îmi dau seama că acum, la 35 de ani ai mei, înțelente. mulțumesc frumos la fel, pot să inspir, într-un fel sau altul, chiar și fără să vreau. Pur și simplu ajung să, ajung să vorbesc cu anumite persoane și îmi dau seama că pot să le ajut din punct de vedere emoțional, pentru că eu am trecut prin evenimentele respective cu mult înainte. Și atunci, cred că fiecare etapă a fost fix așa cum trebuia să fie. Ea are ceva, doamne, doamne, pregătit pe lângă muzică, mai are ceva pregătit pentru mine. Sunt sigur. N-am încheiat încă acest capitol al muzicii, pentru că undeva, după ce ai terminat tu cu formația asta, a mai venit o provocare, cumva, una care ți-a adus o vizibilitate destul de mare, cel puțin în zona asta media. Ai participat la un concurs din asta de talente. Se numea X Factor, mă rog, cred că se numește și acum, nu știu dacă mai rulează. Am ales pentru că vroiam eu mie să îmi dovedesc nu știu ce. Consideram că în trupa respectivă nu am, nu am cântat ceea ce pe sufletul meu, ceea ce îmi pune cu adevărat valoarea, vocea în evidență și am zis, hai să o fac. Pentru, a fost strict pentru mine, eu cu mine. Cred că fiecare om, indiferent de domeniul în care profesează, la un moment dat vrea să arate fix tot ceea ce conține el. O leială, să zic așa, ceea ce se vede în spatele ecranelor, sunt multe alte lucruri care presupun un efort, adică nu e suficient doar să apar la televizor. -te -te. Dincolo de asta e muncă și foarte mulți spuneau, "Aia, ce e atât așa de greu? Mergi, cânți, dansezi, te distrezi și mai și primești bani pentru asta." Ei, nu e chiar așa. Nu e chiar așa pentru că nopțile care se pierd și le resim din plin după 15 ani, le resim din plin ajunsesem să dorm patru ore, indiferent de ora la care ajungeam acasă, mai mult de patru ore nu puteam să dorm. Și gândesc că dacă aveam și sâmbătă și duminică, <laughs> și plus că munca nu... Trebuia să fie un buze. Nu înseamnă doar deplasarea efectiv în acele două zile sau cât însemna cântarea la un eveniment. Munca însemna și acasă, să-ți faci un repertoriu, să-ți faci negativele, să vezi cum faci colajele, cum e mai mult decât se vede din exterior. Să efectiv. adaptezi și prezența scenică la nu știu, versuri, la melodie. La... Da, acum, dacă e să vorbim concret și de celelalte detalii pe care eu cel puțin ca și solist le iau în calcul, le luam în calcul atunci când mergem la evenimente, e foarte important să fii atent la om, să știi când să cânti un anumit stil, când să-l schimbi. Eu, când, eu și colegii mei mergem la evenimente și inclusiv după cum erau oamenii îmbrăcați, ne dădeam seama cam ce stiluri ar fi potrivite, ar uh, fi cântate. Sunt foarte multe detalii. Dar asta cred că e și pentru soliștii care sunt mai mult decât am venit, am cântat, nu contează ce se întâmplă aici, am cântat, am plecat. Mi-am luat banul și am plecat. Corect. Adică să fii și cu sufletul acolo, nu doar... Da, oportunistul de serviciu. Nu cum... e de suflet, pur și simplu să înțelegi că indiferent dacă este evenimentul luat de tine sau dat de altcineva, e responsabilitatea ta să, să faci să tot mai bine. ceea ce ține de tine și să gândești programul, în așa programul programe, în așa fel încât să crezi atmosfera potrivită evenimentului. Um. Când l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu în sensul ăsta mai profund, așa mai apropiat de uh, cuvântul lui, când ai început să vezi că moi Dumnezeu chiar poate însemna ceva pentru mine mai mult decât a însemnat în adolescență, în copilărie, în perioada asta de uh, început de care ne-ai zis Păi, eu nu pot să trec atât de repede de copilărie și adolescență pentru că au fost evenimente, inclusiv evenimentul despre care am vorbit, în care eu m-am apropiat de Dumnezeu. Adică eu consider că Dumnezeu e cel care m-a luat de mână de fiecare dată. Eu consider că e... Prezența Duhului Sfânt, da. Da. Eu așa am început prin a vorbi direct. Am ruga direct. Am trecut și prin partea de a citi rugăciuni, de a citi acatiste, de a citi. Dar la un moment dat simțeam că o fac robotizat. Eu citeam, dar mintea mea era cu totul în altă parte. Și am început să conștientizez. Nu mă întreba de unde, de asta îți spun că... Bine, eu acum înțeleg parcursul, că merg și pe partea asta psihoterapeutică și de aceea zic că înțeleg într-un fel parcursul meu. Dar am început să fiu prezentă, și cred că asta contează cel mai mult: să fii prezentă ce faci, ce gândești, de ce faci niște lucruri și așa mai departe. Și... Concret, când ai început să te apropii mai, mai mult de Biblie, când ai început să intri cumva într-o biserică ce să reprezinte cât mai adecvat cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Bine, noi n-am avut Biblie în casă. Dar eu, odată cu venirea în București, am stat în mai multe chirii și la un moment dat știu că proprietara avea, avea o Biblie și am avut intenția de a citi și am început cu primul cu, nou, cu Vechiul, Vechiul Testament. Testament. Eu mă regăsesc foarte mult în Noul Testament. Concret, a intra în Biserica Adventistă a fost prin intermediul... Uh, partenerul care eu atunci aveam o relație. Eu, având un anumit parcurs, de aceea eu tot spun că eu, relația cu Dumnezeu mi-am creat-o în timp. Nu a fost acest impact. Am citit Biblia, vreau să merg într-un loc să văd și te-ai regăsit în Biserica tot. Adventistă? De ce Biserica Adventistă? Că înțeleg că ai rămas ea în Biserica a venit Adventistă. În aria mea. Și Doar orică, atât? Poate pentru, poate pentru unele persoane pare ce e cum și dacă a venit așa gata eu nu am de ce să-mi dau foarte multe explicații pentru că eu repet înțeleg parcursul evenimentelor din viața mea și cum a lucrat Dumnezeu și că mi-a dat persoanele potrivite și m-a dus în locurile cele mai potrivite pentru mine cu un scop indiferent cum ar părea și cum că poate da, părea categorie. superficial pentru mine are un sens. Da, scopul care este? Care crezi că a fost scopul sau care înțelegi tu că este scopul? Bun, Dumnezeu te-a dus prin toate astea, inclusiv în Biserica Adventistă și scopul final fiind, sau, mă rog, unul dintre scopuri pe care le-ai înțeles tu până în momentul de față? Păi am înțelege cât mai bine pe mine ca persoană ca esență divină. Biserica Adventistă a venit ca o confirmare pentru toate lucrurile de dinainte? Ea a venit după multe principii pe care eu le aveam deja. Adică mie nu mi-a fost greu să înțeleg anumite lucruri pentru că eu le conțineam. Foarte interesant lucrul ăsta. Chiar făceam o glumă cu cineva, ba, că, păi, eu sunt adventistă din naștere. <laughs> dar nu cred că e vorba despre asta. Ok, am ales să... am ales biserica adventistă, dar pentru mine e Dumnezeu. Principiile sunt dar asta este cele ordinea, date... nu? Dumnezeu și. Pentru mine, da. da. Așa ar trebui să fie pentru toată lumea. Eu te <laughs> cred, dar poate că în unele situații <laughs> este pusă biserica, biserica și apoi Dumnezeu. Adică, în anumite discuții am constatat că se spune foarte mult. Biserica, biserica, principiile bisericii, principiile din religia respectivă, din confesiunea respectivă, bun, dar ele sunt date de către cine? Corect. Cine e sursa lor, nu? Adică, Dumnezeu eu cunosc persoane care au ales să nu fie parte din nicio confesiune. Dar asta nu înseamnă că nu le face să fie atente la ceea ce înseamnă să fii copil la lui Dumnezeu. Uh -huh. Și poate că în anumite situații sunt practică mult mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu foarte interesant ce spui. Altele care Alex o spună eu sunt din X confesiune Dar nu e suficient din punctul meu de vedere. Crezi că dacă tu ai o practică și ai niște principii și descoperi că aceste practici și principii sunt regăsite într-un context, într-un grup de oameni care le au și ei la rândul lor n-ai putea să vii în mijlocul lor și să spui, uite, ne punem mâna de la mână cum se spune și creștem, ajutăm mai mult ba da, suntem eu împreună. Cred că e foarte important să fii într-un mediu în care să împărtășești aceleași principii. La urmă urmei vrei să străiești viața într-un anume fel. Și cred că e esențial pentru că atâta timp cât, atât timp cât tu te manifesti conform principiilor tale, ai o influență în exterior. Și atunci consider că dacă noi chiar manifestăm și aici intervine lucrul cu sine, odată că tu trăiești în conexiune cu Dumnezeu, dar ești și o sursă de inspirație pentru, pentru cei din jur și ai un impact. Odată un impact cu... în a ajuta și în evoluția omului, dacă vrea și persoana respectivă. Odată cu uh, toată această cunoaștere și creșterea ta au apărut și schimbări în repertoriul tău, în felul în care te raportezi la muzică, în felul în care alegi să te îmbraci, să alegi hainele, să Da, alegi dar asta arăt. de ce spun că a, sunt pași teoretic gândiți de mine, cu mintea mea, dar cred că sunt a, trasați de acolo de sus. Eu cred că avem un liber arbitru, dar în același timp cred că suntem ghidați. Da, există o dorință a lui Dumnezeu de bine pentru toți, doar că intervin și anumite alegeri pe care noi le facem la un moment dat. Da, loc, dar că Dumnezeu că ne obligă. Nu, ne obligă, dar ai observat că în anumite situații tu ai ales altceva și la un moment dat a apărut un eveniment care te-a dus pe un. Că... Sigur. Deci. Este providența lui Dumnezeu acolo, categoric. Și Dumnezeu ne vrea binele și ne tot pune binele în față, doar că la un moment dat noi îl vrem altceva, o reconfigurare a traseului că ni se pare nou că e mai interesant uh, un anumit aspect. Iar traseul pe care îl oferă Dumnezeu s-ar putea ca să nu fie pavat numai cu uh, nu știu, un asfalt uh, mirobolant, ci s-ar putea să mai aibă și anumite sincope. Și, și consider prea... că e sănătos. E sănătos, Chiar dar dacă nevărat, poate ne fi zelă... dureros, <laughs> chiar dacă poate fi dureros, dar ele ajută și de ce spun că tot parcursul meu de până acum a fost foarte bine, așa cum a fost, chiar dacă m-a zguduit în multe în multe situații bine. Spuneai că ți-ai schimbat și așa, uh, repertoriul. Eram la cântare și doar fix asta a fost poziția și mă uitam, mi se părea că sunt, știi, marionetele fix așa stăteam și priveam oamenii ca pe niște marionete bun, acum urmează hor, acum urmează sârbă, acum vine meniu, acum e același lucru, e aceeași rutină, e același și același. Nu, am ajuns să nu ceva să îmi dea semne de întrebare, să nu mă mai regăsesc. Începeam să vorbesc cu colegii mei și chiar eram la un alt, eram la un branch și cântam teoretic muzică de petrecere, dar versurile, uite așa ar vrea să mor, uite, tot, moarte, moarte, moarte. M-am întors la colegi și am zis, cântați voi un pic, instrumentală, că eu trebuie să caut versuri. Deci am început să fiu atentă la versuri. Nu m-a întrebat de ce. Nu știu de unde. Pur și simplu, bine, de ce? Pentru că în interiorul meu se produc niște schimbări. Și am început să fiu mai atentă și la asta, apropo de prezență. Cred că atunci când încep să devii prezent, Ajungi să acorzi atenție la ceea ce vorbești, adică să nu mai... Hai să aruncăm cuvinte. Eh, am zis o glumă. Poate că da, poate că nu, dar și în spatele unei glume, de fapt, se ascunde ceva în interiorul tău care s-ar putea să necesite a fi căutat. Categorie. Am să te întreb, pentru că ești în fața mea un om care uh, ai muzica în sânge, cumva. Și noi avem o rubrică, da sau nu se numește. Am să profit cumva de experiența ta în domeniul acesta al muzicii și am să-ți adresez trei întrebări. Prima dintre ele se numește așa, asculți doar muzică creștină în momentul ăsta? Nu. Nu. Eu aici încă am căutări. Eu încă nu înțeleg ce se cântă, cum se cântă, de ce se cântă, pentru că văd păreri diferite. Și atunci dacă eu vin într-un loc unde sunt păreri diferite, eu și așa vin din exterior. Cum se vorbește, dar vin din exterior. Eu încă nu înțeleg ce și cum, până unde e permis, deși aici și cu permisul încă am întrebări. Eu încă nu... N-ai certitudine. Nu la... e de ce... Cert... Da. Gata, am ajuns aici la maximum și nu... Păi la care maximum? Că eu, da, eu simt că <laughs> sunt la un început. <laughs> adică eu zic. încă nu cunosc oamenii din domeniu, eu îmi refac repertoriu, e un proces destul de... Sunt, sunt niște frământări, pentru că simt că reiau. Apropo de chestiunea asta cu cântatul, da, la ai o piesă, așa, așa, la suflet, pe care... Ai putea să ne o în ocazia asta? După cum am spus, foarte multe piese, nu știu, sau cel puțin, încă nu am și memorat, dar am să aleg să cânt ceva ce mi-a venit ca inspirație și cred că va fi prima mea piesă, cred că vreau să fie prima mea piesă. În perioada în care eu m-am pregătit pentru botez, am avut o săptămână fantastică. Și mi-a venit o linie melodică, mi-a venit și niște versuri, adevărat doar pentru refren. Suntem mai am mai am, mai făcut pentru, mai am pentru strofe. Nu știu, nici măcar în ce tonalitate o voi cânta, pentru că nici aici încă eu nu, am, nu, nu înțeleg cum se cântă. Mai mult spre clasică, mai mult pe eu încă am întrebări. <laughs> încă mai caut. Dar am refrenul ca tot cu atât m-a inspirat, Doamne, Doamne, în perioada respectivă. O, Doamne, Tu mi-ai adus mângâierea, O, Doamne, Tu pașii mei i ai purtat, O, Doamne, Tu m-ai văzut brațul Tău m când am căzut O, oh, Doamne, Tu Și mai e al fain. doilea refren, un pic cu alte versuri spre final, dar... Foarte fai. Da! Uh, tu ai un uh, Și știu top. și cum vreau să fie, am și... Abia așteptăm niște... să -o, o auzim! Mai am niște personaje, <laughs> să le spun așa, mai mici! Abia așteptăm să o auzim. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și să iasă așa cum te va inspira El pentru lauda Lui și pentru bucuria noastră a celor care vom asculta. Tot în cadrul acestei rubrici am să te întreb, ai un top trei melodii creștine preferate, așa aproape de sufletul tău? Păi nu pot să spun preferate pentru că eu abia acum încep să cunosc muzica creștină. Eu pot să spun cu ce am început eu să Trou. cânt, uh, ca un cerp setos de ape, Iisus, uh, prietenul meu, și au fost piesele pe care le-am cântat cel mai mult. Uh, dacă pacea lin se lasă, am descoperit-o recent uh. și îmi place mult. Ia fi atentă, uite, facem așa, ne uităm aici pe telefon, dacă pacea lin se lasă, chiar sunt curios cum... Da, ți-am zis, e, pentru mine e un alt capitol și mă simt ca un copil care învață acum tot. E adevărat că vine cu un bagaj, dar... Uite, îți pun aici în față versurile. <laughs> Mulțumesc. Și poți să aleg strofa? A, alege strofa, poți să o câți pe toată? Ca e... Câte strofe pe toată? sunt? Trei sunt. Trei sunt. 3 sunt uh, prima, strofa și uh, a și doua. Și ultima. A, ah, și prima și ultima. Ok, <laughs> hai să mergem așa, facem ca tine. Iarăși cu tonalitățile, dar vedem. Ha. Dacă pacea lin se lasă peste fire în ceas de seară, e ca dorul ce mă pasă Bor spre cer să prindă iară. E ca dorul ce mă pasă, dor spre cer să prindă iară. Dacă îngerii coboară, și cu șoapta lor mă -mbie. E ca suflet Armonii de veșnicie E ca suflet armonii de veșnicie. Și uite așa, schimbat și tonalitățile de la o strofa la alta. Ai o voce foarte frumoasă. Uh, și no, mi-ai mai zis, zis tu de ca un cerb să toți de se știi că asta este o piesă pe care o știu și, adică îmi place și mie foarte mult și am să te rog să ne-o și pe asta, ca să facem uh, uh, ca un cerb setos de ape. Uite aici, prima strofă și refrenul. Ca un cerb setos de ape după tine eu suspin. Vreau să-ți fiu tot mai aproape Ție, Doamne, să mă închin. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu mi-ești singura, dorință tu mi s-a Foarte fain! O să mai auzim de uh, Roxana Zanfirei, o să vedeți, vă garantez eu că o să mai auzim de, de ea despre vocea ei frumoasă, uh, mai ales că va, va cânta piesele uh, care vor ajunge la, la inima noastră pentru lauda lui Dumnezeu. Roxana, suntem uh, aproape de finalul podcastului, dar nu înainte de a încheia cu rubrica asta, uh, mai am o întrebare. Tu asculti uh, muzică doar la căști? Uh, nu. Eu fac pe cât posibil să nu ascult foarte mult în căști, dar nu prea mi mai ales de când sunt pe partea terapeutică, eu pe oriunde merg, dacă merg pe jos, îmi pun căștile și ascult diverse podcasturi, cărți online sau muzică. Dar de preferat ar fi să ascultăm cât mai puțin. La căști, Asta ca să ne protejăm și urechile, nu? Un... Da, și nu doar la căști, adică și dacă ascultăm la un volum foarte mare, impactul este mult mai profund decât poate că ne imaginăm. Pentru cei care nu studiază. Am vorbit cumva detașați despre istoriile din viața ta, deși au fost și emoții profunde la un moment dat. Am să te întreb, când a fost ultima dată în viața ta de până acum? când ai lăcrimat așa cu adevărat profund din toată ființa ta? Ce astăzi? Joi? Joi, Joi. este astăzi când filmăm noi. <laughs> Duminică. Poți să ne spui ce s-a întâmplat? Duminică. După cum ți-am spus, trec printr-o etapă care înseamnă schimbarea din mai multe puncte de vedere a multor aspecte din viața mea și pur și simplu m-am simțit copleșită. Nu te-am întrebat care a fost reacția alor tăi. Înțeleg că aveți o relație apropiată. Când ei au auzit de schimbarea asta spirituală, în domeniul ăsta spiritual, religios, pe care tu ai făcut-o? Au primit lucrurile cu brațele deschise sau au fost frământări? Nu au fost frământări, au fost furtuni. <laughs> a fost furtuna, nu a fost vorba despre schimbarea mea în momentul în care a început furtuna n-a fost vorba despre schimbarea mea ci despre schimbarea partenerului și acum cum se spune, părintele vrea binele copilului, Ludeune. doar că eu acum spun, părintele vrea binele copilului conform cunoașterii pe care o are și în unele situații binele care îl vede părintele, este un rău pentru copil. Deși eu aș cam vrea să nu vorbesc în termeni de bine și rău, dar. Uh, au, au fost da, momente a... complicate, înțeleg, în relația voastră. Au fost acum momente sunt, foarte complicate. Acum lucrurile sunt în regulă și au acceptat cumva uh, da, noua Roxana, din punct de vedere al mm, relației. Sau, cu cel Dumnezeu. puțin, Încearcă. <laughs> da, tot ce se întâmplă a fost clar și o lucrare al Dumnezeu pentru că în momentul în care eu am ales să fac concret acest, această schimbare a venit cu o transformare și a mamei mele. Adică momentul botezului chiar a fost un moment în care eu m-am simțit împăcată și liniștită fix așa cum mi-am dorit să fie, adică eu am spus foarte clar că atunci când voi face acest pas, vreau să-l fac pentru mine, pentru că știu de ce vine, la urmă urme, e alegere pe care am ales să o fac, dar în primul rând e pentru mine cred că am ceva de făcut nu știu ce, dar îl voi lăsa să lucreze acum că am ales să intru direct deci pe ușă credința. nu doar să mă mai uit pe după ușă <laughs> da, și faptul că a lucrat atât de frumos într-un mod în care anumite persoane chiar nu n-au crezut că se va întâmpla schimbarea asta numită chiar minune. Dacă până în momentul uh, acesta al acceptării schimbării mele poate că nu am fost înțeleasă când tot spuneam eu că vorbește cu doamne doamne când ești într-o anumită situație că eu știu de ce fac de ce simt pentru că aveam și răspunsul, nu doar spuneam de ce. Acum a fost un exemplu vizibil și pentru persoanele din jur, cum că eu am crezut, că voi fi susținută de sus și că va lucra în acest sens. Dumnezeul tău este un Dumnezeu foarte prezent din ce ne povestești. El este Dumnezeu acolo, la orice pas. Dumnezeu tuturor, acum. Eu Depinde concept... de, de noi dacă îl primim Depinde sau nu îl primim de de pe noi. Dumnezeu. Nu? Da. Roxana, uh, avem o Biblie, nu e aici la Autentic, pe care am să ți-o pun în față și am să te rog să ne citești sau să ne spui pe de rost cum îți este ție mai confortabil. Care este pasajul tău preferat din uh, Sfânta Scriptură? Care ți-a dat curaj, care te-a apropiat de Dumnezeu, care te-a făcut să mergi mai departe prin tumultul vieții? Uh, el, sunt mai multe, dar fix în acest moment am să aleg ceva care pentru mine are, are un sens. Și asta probabil că a sunat acum care un sens, că tot ce scrie în Biblie are sens. Are sens, dar are un, mine semnătate are, un, așa, are un semnătate la modul că eu sunt într-o perioadă în care caut să și practic ceea ce scrie, în scrie nu e ușor, dar, dar cu perseverență și reușim. Și atunci am să aleg din uh, a doua epistolă a lui Petru. Uh, așa. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu via dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și pentru mine are o însemnătate foarte mare, pentru că dacă am începe să conștientizăm în profunzimea cuvintelor scrise în Biblie, cred că ar începe și transformarea noastră. Eu văd că foarte multă lume are o reacție când vine vorba de schimbare și e oarecum normală, pentru că dacă trăiești foarte mulți ani, chiar zeci de ani într-un fel și consider că așa ești tu, ghiși ce s-ar putea să afli că tu nu ești acel care crezi că ești sau acea care crezi că ești, ești mult mai mult de atât, dar pentru a lăsa să manifeste tot ceea ce a sădit Dumnezeu în fiecare, e nevoie să începi să cauți și să aplici în viața ta. Sigur. Am un test de autenticitate pentru tine. Acestea sunt întrebările care așteaptă un răspunsuri scurte din partea ta. Prima întrebare zice așa. Care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o din postura de solist? Integritatea. Să rămâi, să rămâi integru sau integru. Care este cartea cu excepția Bibliei din care ai învățat-o să fii autentică? Hai să spunem acum Viața ca o țeapă, pentru că memoria mă cam. Uh -huh. se cam joacă cu mine, dar Viața ca o țeapă e o carte interesantă. Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentică? Cu ce defecte? Cu ce defecte te lupți tu cel mai des pentru a rămâne autentică? nu știu dacă e un efect, dar lucru cu, cu, ego, cu mintea care, care ne minte mult. Care este locul în care te întâlnești în mod autentic cu Dumnezeu? În orice loc în care aleg să mă rog și să fiu prezent acolo când vorbesc cu el. Și ultima întrebare de aici, o întrebare grea din perspectiva unora dintre aceia care au stat așezați aici pe scaunul pe care ești tu acum, spune așa, care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Da, e grea, pentru că, în primul rând, acel om ar trebui să se considere autentic și să fie ori. Poate fi pentru tine, din perspectiva ta, un om autentic dacă există un astfel de om, bineînțeles. Eu lucrând cu mine îmi dau seama că este atât de greu încât nu am de unde să știu dacă am întâlnit, adică nu am... Tins spre nu. <laughs> nu e vorba că tin spre nu, tin să spun că act... Accept omul așa cum îl văd eu și cred că atunci când tu devii autentic cu tine, poți să-l vezi pe omul din fața ta autentic, Indiferent chiar dacă vezi anumite aspecte, știi cum e, omul din fața ta reflectă și ceea ce ești tu. Da, uneori. Mulțumesc pentru sinceritatea asta. De foarte multe ori, doar că alegem să nu vrem să vedem asta, că e mai comod, mai confortabil. Și trebuie să intri să sapi, să sapi la rădăcină. Corect. Mergem spre următoarea... următorul test. Se numește, completează fraza. O viață autentică nu poate exista fără? Fără autenticitate, fără integritate. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul. cuvintele. Doamne, arată ceea ce știi tu că este cel mai potrivit pentru mine. Primul lucru pe care îl fac dimineața este? Mulțumesc, Doamne, și pentru această zi. Detest cel mai mult? Când mă las pradă minții. Personajul biblic în care mă regăsesc cel mai mult Este? E, acum să mai și redem un pic. Hai să studiez un pic mai mult Biblia ca să pot să spun că mă regăsesc <laughs> într-un anumit personaj. Ok. Zece uh, întrebări cu alternativă de răspuns. Solist sau partea unui grup muzical? Nu se poate și amândouă. Decizia ta. Da. <laughs> Solist sau parte sau și parte a unui grup muzical? Muzică sau terapie? Muzica. E e ca și o terapie. Franc sau diplomat? Eu sunt pe principiu franc, dar am învățat că este bine să fii franc atunci când știi că omul poate duce să fii franc. Pe scena unei săli publice sau într-o biserică? În amândouă, pentru că... În amândouă. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Eu sunt omul care își cere scuze, dar poate uneori își cere și mai târziu. Dar de fel aleg să cer imediat. Zahăr sau miere? Miere. Insistent sau discret? insistent atunci când consider că trebuie, discret la fel când trebuie. După ce ai greșit, te-am întrebat, dacă da. te spus imediat sau mai târziu, când din dragoste de muzică sau din iubire de oameni? Din dragoste de muzică pentru Vrei să ne iubirea Da, <laughs> pentru că Ok. dacă eu aș cânta a mesei, ok, mă simt eu bine, dar... <laughs> Corect. Dacă da. Dumnezeu a dat un dar, cred că e dat pentru a-și oferi. Uh, Te-am întrebat, dar o să mai fac încă o dată. Citești mai des din Vechiul Testament sau din Noul Testament? Din Noul Testament. Sunt în perioada în care răsfoiesc Noul Testament. Uh, munte sau mare? Munte, dar de ceva timp și mare. Că am învățat să mă mai relaxez, nu doar să alerg, să sar, <laughs> să fac câte ceva. Că am învățat și să fiu mai relaxat. Roxana, mi-am terminat întrebările, dar am o întrebare surpriză. Ce se află în bolul acesta? S-au adunat întrebări de-a lungul timpului, așa că am să te rog să extragi tu o întrebare de aici. Care ți este ție mai uh, la îndemână? Să citești și să ne răspunzi uhum. acestea. Dacă ai vrea să i dai lui Dumnezeu un dar fizic, care ar fi acela? Uh, există o semnătură acolo? Nu. Nu, ok. Nu. Ce dar fizic ai face lui Dumnezeu? Nu am vorbit foarte mult în, acest, în această întâlnire despre acest segment nou care a apărut în viața mea, cel terapeutic, dar cred că dacă voi inspira, susține într-un fel, Persoane care vor ajunge la mine, cred că e un dar pe care pot să-l ofer fizic, ca omul să se apropie cât mai mult de el și de, de sursă. Fiecare să-i spună cum vrea eu, îi spun Dumnezeu. Provocarea rămâne și pentru tine, să scrii un, o întrebare. Așa că A, am să îți ofer aici un bilețel, pe acela poți să-l pui la loc. Acesta este un pix ce va rămâne al tău, cu autentic, este darul pe care ți-l facem. Mulțumesc, te rog să scrii întrebarea și de asemenea la finalul întrebării să te semnezi, fără să scrii numele. Semnătura ta, pur și simplu. Să vedem dacă o va recunoaște cel care va extrage întrebarea la un moment dat. În timp ce Roxana scrie întrebarea, doresc să vă reamintesc faptul că pe 28 februarie ne revedem la Dallas, sunt cea de-a doua conferință autentic. M-aș bucura tare mult să te văd, m-aș bucura tare mult să fii acolo și să putem să interacționăm cu cel mai iubit dascăl pentru mine, probabil că și pentru unii dintre dumneavoastră, profesorul universitar dr. Dumitru Borțun. Vom discuta despre adevăr, despre gândirea critică, despre ce înseamnă să fim conectați Astăzi, cu sursa adevărului, dincolo de toate informațiile pe care le primim, care abundă din toate sursele posibile și care sunt uneori la un clic distanță. Ba mai mult, unii dintre noi propagăm informații care nu sunt nici pe departe adevărate. Cum facem selecția între o știre adevărată, una falsă, între cuvintele pe care ar trebui să le folosim uh, între noi, între modul în care ne raportăm la, la rețelele sociale și modul în care ele reflectă cu adevărat intențiile noastre bune, toate acestea le vom discuta și multe altele împreună cu profesorul universitar Dr. Dumitru Borțun. La cea de-a doua conferință uh, autentic ce va avea loc la Dales pe 28 februarie de la ora 19 intră în descrierea acestui podcast și vei găsi acolo un link ce te va duce către Uh, un loc de unde poți uh, procura un bilet, două, trei, câte vei vrea, pentru a participa la acest eveniment. Banii pe care tu îi vei plăti pe bilet vor ajunge la ADRA România, în proiectul vreau la școală unde, acolo unde. ADRA susține peste 400 de elevi care provin din familii defavorizate și care ar avea nevoie de ajutorul tău pentru a merge în continuare la școală. Mulțumesc mult, abia aștept să ne vedem pe 28 februarie la Dales de la ora 19 în cea de-a doua conferință autentic. Roxana, îți mulțumesc mult pentru ocazia asta. Dumnezeu să te binecuvânteze mulțumesc, în toate planurile pe care le ai și să ți dea uh, claritate pentru uh, mersul pe care l-ai de făcut uh, în continuare, dar nu pleci de la noi fără să primești un cadou de la prietenii noștri de la viață și sănătate. Am aici uh, două uh, o carte pe de-o parte și două produse, o carte și o agendă pentru 2023. Mulțumesc frumos, e binevenită agenda pentru că agenda... am hotărât să lucrez cu agenda pentru că mintea mea. Este a ta, este mulțumesc o agenda cu o copertă foarte frumoasă, da, ai acolo mulțumesc. un interior foarte bine uh, structurat. Așa cum îți spuneam, domnul să-ți poarte de grijă și să ne revedem, abia aștept să te să aud prima ta piesă pe care, din care ne-ai oferit așa un dar în ocazia asta. Așa să fie, mulțumesc frumos pentru invitație. Am avut emoții mai mult decât aș fi crezut, dar... Nu, nu au fost emoții, au fost o, un fel al tău de a fi. La care, uh, de care, de care noi, noi ne-am bucurat <laughs> din toată inima. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi. Domnul să vă poarte de grijă. Nu uitați la orice pas, în orice faceți, în toate gândurile pe care le aveți, să purtați autenticitatea cu voi uh, până la marginile Pământului. Sper să ne revedem cu bine data viitoare. Abia aștept să vă revăd pe unii dintre dumneavoastră, pe alții să vă cunosc pentru prima dată la cea de-a doua conferință autentic ce va avea loc la Dallas pe 28 februarie de la ora 19 atunci când împreună cu dascălul drag sufletului meu, profesorul universitar dr. Dumitru Borțun, vom avea o nouă discuție de data aceasta despre adevăr, despre gândirea critică, despre felul în care ar trebui să ne raportăm la informațiile pe care le primim dintr-o parte sau într-alta, pe care le citim, care ne -a Bună, efectiv viața astfel încât să știm și noi cum să facem diferența între știrile false sau informațiile care ajung la noi sub forma asta și uh, informația aia adevărată pură care să ne ajute să creștem și să înțelegem cu adevărat vremurile pe care le trăim astăzi. Mă bucur mult că am posibilitatea uh, să fiu gazda acestui eveniment și sper să fiți și dumneavoastră printre aceia care să-i adresați întrebări uh, direct profesorul universitar dr. Dumitru porțun, marți seară pe 28 februarie de la ora 19 la Saladales.